Bună ziua și bun găsit la o nouă ediție a emisiunii În fața ta. Invitatul de astăzi este Alexander Nanau. E regizorul documentarului Colectiv. Un documentar pe care mulți români l-au văzut, a primit premii internaționale, cred că le-am pierdut și șirul. Ultimul, cred că, sau printre ultimele, a fost desemnat cel mai bun documentar la premiile Academiei Europene de Film. Da. Bun găsit, Alexander Nanau, și mulțumim că ți-ai făcut timp să vii astăzi alături de noi. Lângă mine, ca de fiecare dată, colegul Florin Negruțiu. Bun găsit, Florin. Bună ziua. Colectiv e încă actual. Pentru că multe din lucrurile negative pe care le vedem întâmplându-se acolo nu s-au schimbat. Da. Cred că principalul lucru care nu s-a schimbat este refuzul de a spune adevărul despre sistemul de sănătate din România și starea lui de fapt. Refuzul cui? Al autorităților sau chiar și al medicilor, cadrelor medicale? Este foarte... N-aș vrea să învinuim medicii per total, medicii, pentru că sunt foarte mulți medici care sunt onești și buni și profesioniști. Dar cu siguranță este refuzul autorităților împreună cu politicul care controlează sistemul de sănătate, după cum vedem prin manageri numiți politic ca să jefuiască bugetele spitalelor. Și da, este un sistem care cumva încă nu vrea să înțeleagă că orice leu furat din sistemul de sănătate înseamnă automat că cineva suferă sau moare. Tragedia de la Piatra Neamț, acum puțin timp. Ce am văzut acolo? După, în fine, ancheta e în derulare, dar după acel accident teribil în care au murit atâția oameni, imediat au fost transferați în străinătate câțiva. Un pacient, doctorul acela. Pentru că societatea civilă a urlat imediat, pentru că s-a făcut o presiune publică, a fost transferat un medic. Restul victimelor nu au fost transferate și, în consecință, mulți au și murit dintre ei. Când ai văzut că, totuși, statul transferă cel puțin un pacient, acel medic care încercase să-i salveze pe ceilalți pacienți, bănuiesc că te-ai gândit la ce s-a întâmplat după Colectiv. 100% m-am gândit și m-am gândit că este anormal ca la 5 ani după Colectiv să fie nevoie de o presiune publică, să fie nevoie de intervenția ministrului personal pentru a face acel transfer, în loc să existe deja mecanisme foarte clare care recunosc că nu se pot trata mari arși în România și deocamdată România mai trebuie să apeleze la ajutorul clinicilor de mari arși din străinătate pentru a salva cetățeni români. M-aș întoarce puțin la filmul Colectiv. Știu că anul trecut, când l-am văzut, prima întrebare pe care mi-am pus-o a fost: cum Dumnezeu a avut omul ăsta atâta noroc să se plaseze în toate punctele esențiale? Uh-huh. În redacția GSP, în biroul ministrului Voiculescu, uh-huh, chiar în biroul doamnei Laura Codruța Căveșii, uh-huh, în proximitatea victimelor, familiilor care și-au pierdut copiii în Colectiv. Spune-ne cum s-a întâmplat lucrul ăsta. Uh-huh. Câte ore de filmare sunt în spatele acestui film și cum ați ajuns să fiți în toate punctele astea esențiale? Uh-huh. Să încep cu orele. Pe parcursul a mai mult de un an de zile de filmări se strâng de obicei între 350 și 400 de ore de filmare. Așa a fost și la Totul surorile lui. Când filmez observațional, adică decizi, doresc să urmăresc anumite personaje și voi petrece niște luni de zile în viața lor, ceea ce nu înseamnă că filmezi non-stop, dar cumva ești pregătit să filmezi când se întâmplă lucruri esențiale care îți construiesc povestea pe care poți să o traduci în cinema, așa încât să ajungă la cât mai mulți oameni, da,
putea să nu iasă nimic, nu? Din 400 de ore de filmare puteai să nu ai nimic corect, la final. Da, corect. Asta este tot timpul riscul la documentarul observațional, practic, presupune tot timpul acest risc. Adică, cumva, dacă nu alegi bine personajele și dacă nu ai încredere că aceste personaje vor avea o desfășurare importantă, zicem, în următorul an în viața lor, se poate să fie un eșec, într-adevăr. Și aici noi nu știam ce va veni. Noi am, practic, am început să facem acest film, am început să, cu o echipă de documentare care era formată în jurnaliști, am vrut să spunem o poveste despre ce se întâmplă în societate după focul de la colectiv. Pentru că am avut acele mișcări de stradă și cumva părea că se întâmplă ceva nou în România. Pentru prima dată după 30 de ani, o generație tânără s-a organizat în cursul unei nopți, practic, a ieșit în stradă și a cerut clasei politice care de 30 de ani acaparează statul și este profund coruptă, să facă un pas înapoi. Pentru noi asta a fost un semnal că se întâmplă ceva nou. Și am început să vedem care ar putea fi personajele prin ochii cărora noi putem povesti ceva despre societatea asta, democrația asta tânără, care este în curs de a se transforma. Deci ideea a venit imediat după incendiul de la colectiv, da, în timpul protestelor? Da, da. Și atunci ce ați spus? Hai să ne ducem la Tolontan să vedem ce se întâmplă? Nu, nici de cum, nu. Am spus că care ar fi personajele în tot ce se întâmplă prin care am putea înțelege ce se întâmplă. Și am abordat, evident, mai întâi victime, părinții celor decedați, că nu, începeau să moară deja foarte mulți până au fost transferați și au murit și mai departe. Ne era foarte clar că asistăm la o manipulare fără precedent în România. Cunoșteam spitalele, tatăl meu e doctor și știu diferența între un sistem care funcționează și unul care nu funcționează, pentru că am trăit în Germania și tatăl meu a practicat în Germania. Și am vrut să înțelegem cumva această relație între autorități, stat și cetățean. Când se întâmplă o astfel de manipulare crasă, mai ales în timpul, în același timp când o societate era atât de traumatizată și credea tot. Și atunci cumva ne-a sărit evident în ochi că în primele zile exista o echipă de jurnaliști, și anume Cătălin Tolontan, Mirela Neag și Răzvan Luțac, care au fost primii care se pună la îndoială versiunea statului. Adică atâta minciuna despre faptul că nu știau pompierii că există clubul colectiv, au demascat-o și au demascat acea secție care trebuia să funcționeze de maraj de la Floreasca, care de fapt era închisă cu lacătul, dar mințeau atâta managerul cât doctorii și ministrul sănătății că acolo se operează arși. Și atunci ne-am dat seama că ar fi un personaj foarte interesant de urmărit pentru a înțelege ce face de fapt autoritatea în acest caz. Și v-ați dus la Cătălin Tolontan, iar el a zis nu. Nu, da, vreau, pentru că sunteți de la servicii, nu? Sau cum? Da, 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 da. Deci, la noi în birou, m-am amintit foarte bine, Antoaneta Opriș, care e și cu autorul filmului sau conceptului filmului, a zis, măi, cred că Tolontan ar fi cel mai interesant personaj de urmărit, dacă vrem să înțelegem în interior ce se întâmplă. Dar ghinion n-o să permită niciodată. Știm cu toții că Tolontan e rigid, că își face meseria foarte închis în... În redacție, și am zis, bine, dăm numărul lui să încercăm. L-am sunat, ne-am întâlnit cu el și evident au spus nu. Respectăm ce faceți voi, dar o redacție de ziar trebuie să fie protejată, avem informații care trebuie protejate, avem avertizări de integritate, avem surse care trebuie protejate. În principal nu se poate să ne urmăriți cu camerele. Cred că ei și imaginau că venim cu multe lumini, cu multe camere și așa mai departe. Dar cumva și văzut că și munca noastră de până atunci era foarte bine documentată, aveam și noi surse din interiorul sistemului. Și am spus, uite, dacă într-adevăr mai aveți alte investigații, te rog frumos, mai gândește-te dacă
crezi că totul se poate să urmărim ceva din investigații, te rog să mă suni. Și la un moment dat m-a sunat și a zis că se întâmplă lucruri, s-ar putea să avem ceva, nu știm dacă va fi ceva care va duce la un rezultat, deci dacă avem dreptate în ceea ce urmărim, dar hai să încercăm câte puțin. Și așa am început. Și era, de fapt, celebrul scandal Hexifarma. Erau infecțiile nozocomiale. Așa începe totul. Cu dezvăluirea că infecțiile nozocomiale, de fapt, au ucis pe acei tineri arși. Bun. Acum, un lucru de culise. Sunt câteva scene în documentar în care jurnaliștii de la GSP, Cătălin Tolontan și colegii lui, își lasă telefoanele da. În afara sălii de ședință, uh-huh. nu? Se intră fără telefoane, fără... De ce? De ce făceau asta? Ați înțeles? Da, bineînțeles, am înțeles, pentru că, evident, telefoanele sunt ascultate și nu doreau să fie ascultate ședințele lor. Ați avut sentimentul în timpul filmărilor că anchetele jurnalistice sunt... urmărite, sabotate, că jurnaliștii sunt ascultați, că echipa dumneavoastră este urmărită? E greu de spus dacă sunt sabotate, dar cu siguranță, eu știu cu siguranță, din interiorul sistemului, mi s-au și citit numerele mele care mă sună și care au fost sunate și știam că telefonul meu este ascultat, da. Pentru că? Eu cred că pentru că eram atât de aproape de acești jurnaliști care investigau sistemul și se spera probabil să se afle informații pe care eu s-ar putea să le obțin prin telefon sau... Încă două personaje care apar acolo și pe care le-ați observat, la fel, cum spuneați. Vlad Voiculescu și procurorul general, șeful DNA. Uh-huh. Atunci, doamna Codruța Chioveși. Da. La doamna Chioveși, cum ați ajuns? A acceptat din prima? A fost așa, deci, pe parcursul filmului, producția noastră a avut un, să zicem, cel mai mare task a fost să ne asigurăm acces cât se poate de bine, cât se poate de mult, ca să înțelegem lucrurile din interior. Și încep cu domnul Voiculescu, cum am ajuns la el. Ideea n-a fost să-l urmărim pe domnul Voiculescu, ci odată ce a picat și a dat demisia domnul Cadariu, ministru Cadariu, care a plecat după scandalul Hexifarma pentru că încerca să acopere compania și refuza să recunoască problema, în momentul ăla am gândit, acest guvern tehnocrat a promis transparență. Și devenise domnul Cioloș ministru interimar. Și cumva mi s-a părut că dacă într-adevăr ăsta e cazul, transparență, ar fi absolut o premieră și ar fi cel mai normal lucru să ne dea acces să vedem cum dânsul repară această greșeală majoră care totuși a costat încrederea jumate de mandat tehnocrat. Din păcate nu ne-a dat acces și nu a... răspuns pozitiv solicitărilor noastre de a urmări pe el ca ministru sănătății în interimatul său. Evident, eram dezamăgiți și când a apărut erau zvonuri, cred, în presă că domnul Voiculescu este intervievat pentru acest post. Și atunci cumva am zis, ok, poate asta e șansa. Un om independent, poate e deschis. Și am început să văd cine îl cunoaște, cum aș putea ajunge la el. Și după vreo 10 zile mi-a și răspuns la telefon și a acceptat o întâlnire. I-am explicat în acea întâlnire că noi urmărim cazul până la momentul când el a fost numit și ar fi ceva foarte bun dacă am putea avea acces să vedem ce se întâmplă în interiorul ministerului, ca să nu fie filmul doar spus dintr-o parte. Și el mi-a spus, și aici cred că a beneficiat foarte mult de faptul că avea o echipă tânără, independentă în spate, care l-a și încurajat, și a zis, uite, principalul nostru obiectiv aici este transparența. Noi credem foarte tare că în Ministerul Sănătății nu există motiv să existe secrete față de deciziile care se iau
pentru sănătatea oamenilor. Sănătatea le aparține și au tot dreptul să știe ce decizii luăm. Deci putem încerca. Dar pentru că sigur funcționarii de aici o să nebunească dacă te lasă vii, te rog, vii singur, echipa cât de mică, adică tu, cu camera ta, și evident poți să filmezi, dar trebuie să întreb oamenii când intră în cameră sau așa, dacă vor să fie filmați, și evident am respectat acest lucru și am filmat oamenii care s-au lăsat filmați. Ai avut această experiență să vezi cum lucrează autoritatea în mediul ei. Da. Și o să te întreb cum ți s-a părut față de ce ți imaginai de afară. Luăm însă o scurtă pauză și revenim cu răspunsul. Continuă. Invitatul de astăzi, Alexander Nanau, regizorul documentarului filmului Colectiv. Înainte de pauză, întrebam așa. Ați avut ocazia să vedeți cum funcționează autoritatea la ea acasă, în mediul ei. Ministrul Sănătății de atunci, Vlad Voiculescu, acceptând să veniți și să filmați în anumite momente. Care a fost diferența între percepția sau între ce vă imaginați dumneavoastră de afară și momentul în care ați ajuns acolo? Cred că în primul rând trebuie spus că, așa ca și la jurnaliști, practic este tot timpul propria mea curiozitate care mă conduce. Și aici curiozitatea mea era ce aș face eu ca cetățean normal dacă cineva m-ar numi mâine într-o poziție de putere într-un stat și ar trebui să mă confrunt cu decizii a căror consecințe sunt grave sau mai puțin grave asupra oamenilor. Și primul lucru pe care l-am remarcat și pe care evident l-am și relatat în film, pentru că am încercat să fim cât se poate de obiectiv și să arătăm adevărul, primul lucru a fost că evident sistemul i-a pus lui Voiculescu în brațe ce are de măcănit. Și vedem prima conferință de presă în film, în care el practic repetă ce zicea și administrația dinainte. Vom face din nou teste de sanitație și spitalele se vor autotesta și așa mai departe. Acolo am văzut un shift, am văzut că și-au dat seama ce se întâmplă, Voiculescu cu echipa lui. Și-au început să reacționeze, având foarte clar un set de obiective ale lor, dar nu doar transparența, ci și reglementarea acestor biocide, acel program de feedback pentru pacienți și, evident, cel mai important mi s-a părut atunci, că vreau să schimbe modul de a numi manager pentru a elimina numirile politice. Și am văzut că, oricât de bine intenționat ești, e un aparat sub tine. Și vedeam cum disperau pentru că trebuiau semnate lucruri și deodată nu mai era avocatul din minister. Era plecat. Trebuia să semneze cineva și și-a luat concediu deodată 2 săptămâni. Și practic, oricât de mult vrei să faci dacă aparatul sub tine nu funcționează, practic ești blocat. Pentru că zeii acestor instituții sunt de fapt funcționari. Cred că a fost o greșeală atunci, dat fiind scurtul mandat, am asistat și la niște discuții în care era vorba ce facem, îi dăm afară și înlocuim cu oameni care sunt responsabili sau încercăm să ne descurcăm cu ei. Evident, fiind timpul așa scurt, n-aveau cum să dea afară pentru că procedura e atât de lungă că nu ai cum să înlocuiești așa repede oamenii. Da, ați avut privilegiul să fiți în culisele puterii, în culisele deciziei, vreme de cât, un an sau doi, cât a durat filmarea. Aveți lucruri pe înregistrări care n-au fost date, n-au putut fi date în film, nu? Puteți să ne spuneți o scenă pe care ați fi vrut să o dați și nu ați dat-o în film, relevantă în ceea ce privește discuțiile astea din culise? Nu cred că avem chestii relevante pe care nu le-am dat. Sigur, există mult mai mult material, dar care practic merge doar mult mai mult în detaliu lucrurile pe care le-am relatat în film. De pildă, eu sunt foarte curios, ce ați filmat la doamna Kövesi în birou? În primul rând, cum ați ajuns la șeful DNA în birou, să înregistrați în biroul șefului DNA? Cum a reacționat doamna Kövesi la
propunerea dumneavoastră și ce mai e acolo. Da, deci a fost cumva ca la, așa cum a fost la jurnaliști, cum a fost cu whistleblowerii. Aveam practic înțelegerea, când vin whistleblower, vă rog să ne spuneți și noi o să încercăm să vorbim cu ei, să-i convingem să se lase filmați. Asta în biroul doamnei Crivești? Nu, la jurnaliști. Vreau să zic că cam aceeași procedură s-a întâmplat. Noi tot timpul încercam să avem, în cel mai scurt timp, cel mai bun acces la oameni, să-i filmăm. Și în cazul whistleblower în redacție ne spuneau, în seara asta vin niște whistleblowers. Vă dăm 5 minute cu ei, să-i convingeți, ei știu că aveți încrederea noastră. Vorbeam cu ei, le explicam că vom filma, dar nu vom publica nimic a timp de un an, doi, probabil, până montăm filmul și în momentul când filmul va fi gata montat, ne vom uita împreună la scenele cu ei și vor decide la momentul ăla dacă vor să devină persoane publice, să se afle cine au fost, de fapt, avertizorii de integritate din spatele anchetelor. Așa și aici. Aflam, practic, dimineața că Vlad Voiculescu cu șeful Corpului de Control și încă un om din echipă vor avea o întâlnire la DNA pentru a agrea un protocol de colaborare pentru corupția din sistem. Și atunci am sunat la DNA, am sunat la doamna Căve și i-am explicat ce fac, știai cine sunt și a avut încredere. N-a avut nimic de ascuns și a zis, ok, puteți filma. Niciodată nu mi-a cerut, vrem să vedem ce ați filmat sau ce publicați. Deci, doamna Căveș și așa ca și Vlad Voiculescu, așa ca și jurnaliștii, au văzut un montaj final. Doar în cazul jurnaliștilor, ne-am uitat împreună, acribic, la montaj, așa încât să nu scape vreo informație care ar fi dat de gol vreo sursă. Bun, și cât ați filmat în biroul la doamna Căveși? Cred că am filmat două întâlniri între doamna Căveși și echipa lui ministrului Voiculescu. Deci doar chestiuni legate de denunțurile pe care le făcea ministrul Voiculescu la DNA. Da, nu știu dacă se pot numi denunțuri, dar discuțiile vis-a-vis de anchetarea corupției din sistem, pentru că sistemul de sănătate nu are un mecanism de a încheta propria corupție, mai mult decât ce are un corp de control. Bun. Urmărind povestea, în ce moment v-ați dat seama că aveți o poveste tare, care va face un film și mai tare? Este greu de spus, că de fapt la modul ăsta de a face film, chiar și în camera de montaj, încă ți-e frică că lucrurile nu se vor aduna într-un film, nu se vor înțelege, sunt prea complicate, prea complexe. Dar sigur, deja pe parcursul anchetei Hexifarma, ne-am dat seama că este o poveste foarte importantă pentru societatea acolo. Și mai mult de asta, ce ne-am dat seama a fost ce se întâmpla în lume pe parcursul anului 2016. Dacă la început îmi era clar că voi face un film local, dar cumva e de datoria noastră să-l facem, pentru că este un capitol foarte important din societatea românească. În același timp se întâmpla Brexit, veneau alegerile cu Trump și ne-am dat seama că de fapt toată lumea se transformă în ceva ce seamănă foarte tare cu politica populismului din România. Facem o paranteză, vă propun. Ați mers cu filmul ăsta în multe locuri din lume. Care a fost reacția cetățenilor de acolo? Înțelegeau? Se uitau la România ca la o țară bananieră? Cum percepeau ei? Ce vedeau? În primul rând, dacă înțelegeau. Da, se pare că înțelegeau chiar la un nivel foarte profund. Sigur, au existat și câteva voci, spectatori care au zis, domne, dar este groaznic în România, e lumea treia. Dar au fost cele mai puține. Cele mai multe voci au fost, de fapt, acest film este despre România, este despre țara noastră. Pentru că în toate țările, la momentul ăsta, începe să se vadă corupția. Și cetățenii devin din ce în ce mai conștienți de faptul că politicul nu mai guvernează în interesul cetățenilor, cam pe nicăieri, și că corupția a ajuns la niște cote inimaginabile, care, într-adevăr, ne costă viața.
sentimentul cel mai puternic este tot timpul la sfârșitul filmului, când de fapt reacția publicului din România nu este cu nimic diferit față de reacția din Elveția, Olanda, America, Canada. Toată lumea are același sentiment. Ne-au luat controlul asupra propriei vieți. Nu mai avem control asupra propriei vieți. Contractul social nu mai funcționează. Democrațiile nu mai sunt democrații. Eu sunt foarte curios cum privește un canadian sau un american sau un francez sau un englez faptul că o echipă de documentariști are acces nerestricționat în biroul unui oficial, unui ministru, unui șef de parchet. Cum au văzut lucrul ăsta? Asta e o întrebare foarte bună și este ceva ce ne-a dat foarte mult de gândit, pentru că reacția a fost în toate țările astea pe care noi le considerăm democrații vechi, dezvoltate, a fost aceeași reacție de stupefacție că o autoritate a dat accesul. Ceea ce, de fapt, ne duce la concluzia că oamenii au ajuns într-un punct în care ei însuși cred că nu au dreptul la așa ceva. S-a ajuns într-un punct în care chiar într-o democrație oamenii nu mai percep instituțiile statului ca fiind ale lor. Le percep ca fiind ale celor de la putere și cumva se simt aproape jenați ca niște copii că li s-a dat voie, că li s-a dat acest acces la ceva ce este foarte firesc. Noi cu toții avem dreptul să știm ce se întâmplă în instituțiile statului, pentru că ne aparțin. Iar cei aleși care sunt acolo sunt aleși să facă lucruri în interesul nostru, nu în interesul unor găști ale lor. Bun, dar v-ați explicat cum am ajuns să pierdem controlul asupra instituțiilor și nu vorbim doar de România. Înțeleg că este o situație la nivel planetar. Da, este o falie. Evident, se deschide o groapă foarte mare între noi și guvernanți. Mi-e foarte greu să o explic pentru că nu sunt sociolog sau analist, dar ce pot să spun e ce am observat, de exemplu, când filmam ancheta Hexifarma. Am asistat la un guvern tehnocrat care zicea că este transparent și am văzut niște oameni care, de fapt, afișau aceeași aroganță odată ce erau la putere și la pultul de putere în guvern față de jurnaliști. Se vede și în film. Aroganța cu care, după ce guvernul a fost forțat să recunoască că, de fapt, jurnaliștii nu erau niște mincinoși și, într-adevăr, aceste substanțe erau diluate, vedem cum o sală de jurnaliști care, între timp, toți erau foarte buni și puneau întrebări foarte bune, au fost, practic, flituiți de guvernul tehnocrat, zicând, cred că Tolontan pune o întrebare, zice, domnule, dar stați un pic. Dacă sunt toate așa, acum 3 săptămâni ați spus că nu sunt așa. Ați spus că 95% sunt bune. Și se spune, da, lasă, hai, mai lasă-ne în pace, că noi spunem acum altfel și e treaba noastră. Mai ușor cu întrebările. Vine următorul jurnalist de la ProTV și zice, domnule, dacă o substanță cu care operează un chirurg este diluată de la 25% la 0,1%, care este pericolul pentru pacienți? Și răspunsul este, nu e niciun pericol, că noi operăm cu mânuși. După un astfel de documentar, aveți speranța și că ceva se va schimba în sistem? Adică, de fapt, care e așteptare? E greu de spus pentru... Și da. O să vă rog să continuăm discuția noastră. Mai întâi luăm o scurtă pauză. Ne întoarcem imediat. Rămâneți așadar alături de noi. Ne-am întors. Alexander Nanau este invitatul zilei de astăzi la În fața ta, regizorul filmului Colectiv. După un astfel de film, după un astfel de documentar, ce așteptări vă setați voi, echipa? Să se schimbe și sistemul? Sau să se schimbe ceva în sistem? E greu de spus dacă filmul poate să schimbe ceva în sistem, pentru că asta n-a fost scopul meu când am făcut filmul. Scopul meu a fost de a înțelege niște mecanisme, fie ele de cum funcționează puterea, fie cum comunică puterea, și tot ce pot eu spera este că oferim cumva o cheie pentru spectator, așa încât să-și pună întrebări când văd conferințe de presă. Când văd cum se comunică, să înceapă să se gândească, de fapt, unde este manipularea în această informație, unde este
neadevărul prin omisiune în această... Cred că asta este mai important. Spectatorii să înceapă să înțeleagă cum funcționează comunicarea puterii. Eu cred că mai mult decât filmul ăsta, societatea românească s-a schimbat de la sine, de la colectiv încoace. Totuși, am asistat la formarea unei societăți civile în România fără precedent și asistăm totuși la o reacție atât de puternică a societății care spune vrem să ne luăm înapoi societatea. La momentul ăsta sunt ONG-uri care construiesc spitale, chiar și în criza COVID sunt ONG-uri care au livrat echipament de protecție pentru doctori, nu statul. Sunt ONG-uri care au construit primul spital modular pentru COVID, nu statul. Dumneavoastră care ați înțeles mai bine decât majoritatea populației ce s-a întâmplat după colectiv. Ce ați simțit când ați văzut că primarul Piedone a fost ales în funcție, a fost reales în funcție, condamnat la 8 ani de închisoare într-o primă instanță, tocmai din cauza colectiv? E foarte greu să înțeleg această reacție și cred că necesită o analiză mult mai profundă din toate direcțiile, nu cum ce a făcut presa în timpul ăsta, cum a comunicat politicul, neîncrederea practic și în presă în același timp, nu, pentru că presa a relatat cine este Piedone sau ce a făcut și care e procesul, dar cumva oamenii, așa cum am asistat acum la această nouă alegere AUR, așa am asistat la alegerea unui primar care pare că e mai aproape de oameni decât niște forțe reformatoare în societate. Mi-e foarte greu să înțeleg, dar sigur, oamenii care trăiesc și în sărăcie și au nevoie de cineva care să vorbească pe limba lor, cred mai degrabă în cineva ca Piedone care spune sunt nevinovat, decât într-un sistem de justiție care până la urmă nu găsește pe nimeni vinovat niciodată. Și atunci drama asta colectivă, cât de colectivă a fost în realitate? Din moment ce vedem că părți din societate importante n-au nicio problemă. Trebuie să înțelegem că părți... Realegând un primar care... Da, nu? Dar asta ne spune o chestie foarte clară. Mi se pare mie. Poate nu ne spune asta, dar este clar că încrederea într-un politician populist la momentul ăsta este mai mare decât în instituțiile statului. Atât timp cât sistemul de justiție de la colectiv încoace 5 ani de zile nu a găsit pe nimeni vinovat, de ce l-ar găsi societatea vinovată pe domnul Piedone? Bun. Întorcându-mă la cariera internațională a filmului, spuneți-mi care este întrebarea cel mai des pusă de jurnaliștii străini care vin la conferințele de presă? Greu de spus, sunt multe întrebări. În principal, cred că preocuparea principală este cum poate fi un sistem format din oameni atât de inuman. Pentru că, practic, asistăm în această poveste din societatea românească, asistăm foarte clar la banalitatea răului, în care toată lumea se ascunde după un sistem și într-un mod organizat, foarte conștienți de ce fac, ucid pacienți români. Și aici este și stupefacția oamenilor. Cum este posibil atât de mulți oameni împreună să se organizeze să creeze acest sistem de sănătate ucigaș? În timpul filmărilor, ați întâlnit vreo persoană care a dat o urmă, o umbră de regret față de cele întâmplate acolo? Da, înainte să începem filmările, noi am făcut foarte multe interviuri cu foarte mulți oameni și cu doctori. Și am avut manageri de spital care au spus, recunosc, am făcut foarte rău și foarte greșit că n-am respectat protocoale. E adevărat, intram în haine normale în ATI, nu ne gândeam
Evident, atâta timp cât infecțiile nozocomiale afectează mai ales pacientul și nu doctorul, nu s-au gândit. Și a recunoscut asta în față. Am avut și reacții care pur și simplu ne-au lăsat perplexi. Un doctor, unul din principalii doctori care apărea la televizor lângă ministru și spunea că au de toate, fac de toate, a spus foarte cinic, zice, știi ce nu înțeleg părinții ăștia a pacienților? Că la spital mergem mai mulți și ne întoarcem mai puțin. Să ne mai lasem în pace. Da, e cutremurător. Domnule Nanau, în momentul ăsta, dumneavoastră, credeți că dacă ați mai încercat din nou să investigați sistemul de sănătate, așa cum ați făcut atunci, v-ar mai ieși un film? În primul rând, nu cred că la momentul ăsta în România mai există această deschidere. Noi am beneficiat atunci foarte mult de acest val care a existat în societate de vrem schimbare, vrem deschidere, care cumva era în aer acest sentiment de schimbare. Și am beneficiat de lucrul ăsta și oamenii au fost foarte deschiși. Eu nu cred că la momentul ăsta se mai poate întâmpla. Și prin această deschidere, mie mi se pare cel mai important lucru pe care am putut să-l surprindem a fost că doar un om independent de un partid politic nelegat de mâini și de picioare a fost în stare să rostească de la pupitru puterii un adevăr foarte simplu. Nu putem trata mari iarși și nu am putut să-i tratăm niciodată, mai ales în numărul mare care a existat. Dacă acest simplu adevăr, foarte simplu, ar fi fost rostit imediat după foc, ar fi murit mult mai puțin oameni. Deci a fost nevoie de cineva independent și amenințat de către colegi că cariera lui se va sfârși dacă rostește un adevăr despre sistem. Spuneți-mi, ce șanse are acest film să ajungă pe lista scurtă a premiilor Oscar și poate chiar pe lista nominalizărilor? Ce secțiuni? Da, la momentul ăsta filmul este propunerea României la Oscar, ceea ce mie mi se pare foarte onorant și foarte curajos din partea unei țări să-și pună această oglindă în față. Și va mai concura și la secțiunea cel mai bun documentar. Dacă ne uităm la presa internațională, sigur, șansele sunt bune. Suntem tot timpul cumva menționați ca unul din cele mai bune filme ale anului. Tot timpul suntem în top 10 sau chiar și top 5 a celor mai bune filme ale anului 2020. Ceea ce poate îndruma votanții AMPAS, Oscarilor, care sunt 8.000 și la număr, să voteze pentru acest film să ajungă pe lista scurtă, ceea ce e o listă de 10 filme în fiecare secțiune, și mai departe la nominalizări. Noi lucrăm zi și noapte la campania asta, la interviuri, la Q&A-uri, facem screening-uri online în jurul lumii, pentru că membrii sunt de pe tot globul. Facem tot ce putem. Ce se va întâmpla până la sfârșit e tot timpul și o loterie. Totuși sunt sute de filme care concurează. Luăm o ultimă pauză acum. Ne-am întors. Ultima parte a discuției noastre de astăzi. Alexander Nanau este invitatul zilei, regizorul filmului, documentarului Colectiv. La ce lucrați acum? La campanie, în primul rând, în fiecare zi. Sigur, există diferite opțiuni la momentul ăsta pentru mine, și documentar și în ficțiune. Încă n-am evaluat care va fi următorul film care să intre în producție. Dar având în vedere că voi fi încă până în martie, cel puțin anul viitor, prins zilnic în campanie, e greu de spus la momentul ăsta. Și o ultimă întrebare. Au văzut și tineri, copii, acest film? E unul destul de greu de înțeles. Am avut feedback-uri de la oameni care s-au uitat cu copiilor la film și care mi-au transmis de la copiilor felicitări.
Cred că ce este foarte important de spus este că l-au văzut foarte mulți oameni, mai ales în România. Am avut doar 2 săptămâni de cinema în România, pentru că a venit pandemia, s-au închis cinemaurile și am avut 25.000 de intrări, ceea ce este un record pentru un film documentar în România. Și pe HBO, care tocmai a publicat lista cel mai văzute filme pe platforma HBO Go, Colectiv este cel mai vizionat. Deci, practic, a fost mai vizionat decât orice Avenger, orice Hollywood blockbuster. Este la momentul ăsta cel mai vizionat film pe HBO în România. Sunt niște indicatori sănătoși pentru societate. Pentru societate. Și mai avem o măsurătoare. E foarte greu de spus că ați întrebat cum poate schimba. Ce este foarte important de spus este că numărul avertizorilor de integritate pentru jurnaliști a crescut de 10 ori de la lansarea filmului. Deci oamenii cumva când văd filmul se gândesc sau decid pe ce parte a societății vor să fie. Prin curaj, ceea ce e foarte bine. Prin curaj. Și curajul avertizorului de integritate, mai ales a doamnei Camelia Roiu, care a fost sursa zero, a schimbat anul 2016 în România. Nu doar că a salvat foarte multe vieți prin eliminarea Hexifarma din joc, care de 10 ani juca și se știa de 10 ani, dar un singur om a salvat zeci, poate mii de vieți prin curajul ei. Mulțumim foarte mult pentru discuția de astăzi. Mersi. Mulțumesc și ție, Florin. Doamnelor, domnilor, vă mulțumim pentru atenție. Numai bine!